domnilor și domnilor, bună ziua! Mi-aș fi dorit din tot sufletul ca să prezint această carte în prezența doamnei Liana Alexandra și cu sinceritate vă spun că mi-aș fi dorit și mi-aș făcut o plăcere deosebită să o sărbătorim pe data de 27. Din păcate, moarte fulgerătoare am luat o mâncă de trebuie dintre noi și, din păcate, ne lipsește de prezența domnii sale în viața noastră universitară, în viața noastră țină. Îi mulțumesc domnului Șerban Nichitur, care a reușit să scoată această carte atât de repede, este totuși un record pentru editarea unei cărți. Și poate că a fost și puțin după primul acesta. Domnul Nichitur a prezentat deja această carte. Aș vrea să vă spun că poate nu spune chiar totul despre personalitatea marcantă a compozitoarei, artistei, profesoarei Liana Alexandra. Dumneavoastră a fost student de excepție, a terminat la șefă de formație, a rămas aici ca conservator, cadru didactic de prestigiu, cu foarte mult de studenți și foarte respectat de colegii de copiii sale. Și-a iubit materiile pe care le-am învățat și au luat compoziția. Mi-am simpatizat greu și tot pentru că ne-am cunoscut și ne-am întâlnit prima oară. Cred că doamna Liana Alexandra respira muzica. Asta este foarte bine împărțită și ne dovedește aprecierea de care se bucura domnia sa. Ne reamintește că a compus peste 100 de lucrări, dintre care 28 de lucrări simfonice, vocal simfonice, lucrări concertante, operă, 36 de lucrări dedicate muzicii de cameră, 6 cărți și tratate de muzicologie și pedagogie. Lucrările au fost tipărite la editura muzicală, lucrările domnițale cu compozițiile la editura muzicală București, la Modern din München și Flore Frankfurt. Activitatea domnițale deci se înșine pe o paletă europeană și internațională. Un nume de prestigiu cu compoziția europeană și internațională. Numeroase premii și distinții i-au acumulat activitatea. Cred că au fost peste așa de cât mi-aduc eu aminte și de cât m-am uitat și aici în jur de 40 de premii și de distinții. Ce-aș vrea să vă spun așa din partea mea? În aparență o persoană fragilă și extrem de delicată, era un om atât de esență tare, care a știut întotdeauna cu eleganță și cu delicitate să depășească momentele grele pe care nu a fost critică. Sigur, nimeni dintre noi nu este scutit de așa.